Bună seara, Margareta Răducan, OTV21, moderatorul emisiunii Important. Într-o emisiune Important de la noi în campanie pentru prezidențiale, ați menționat că Republica Moldova are nevoie de un președinte precum este Vladimir Putin sau Lukashenko. Acum, pentru că sunteți președinte, modelul căruia dintre ei doi îl veți continua să-l... pentru că știm și simpatiile față de unul dintre ei ale dumneavoastră. Prima întrebare și a doua. De un an și jumătate nu avem ambasador în Statele Unite ale Americii. Veți încerca să deblocați sau să blocați în continuare această situație? Mulțumesc mult! În primul rând, cei ce țin de ambasador, eu chiar nu mi-aș dori, sincer vă spun, să blochez numirea ambasadorilor în străinătate. Dar eu am venit cu o inițiativă de retragere, de rechemare ambasadorului nostru în România. Place sau nu ne place, încă o dată, se referă și la oricare ambasador care, la sigur, o să audă acest mesaj meu. Vă place sau nu vă place de președintele Republicii Moldova, Dodon, dar trebuie să stimați instituția prezidențială. Noastră sunteți funcționari de stat, reprezentați statul Republica Moldova. Și când vă permiteți să faceți declarații la adresa conducătorului statului, lucrul acesta nu este admisibil cu statutul de ambasador. De aceea eu voi insista în continuare ca cei ambasadori care nu corespund statutului de ambasador să fie retrași. Eu sper foarte mult că cei de la guvern vor înțelege și vor conștientiza și nu vor merge la blocarea procedurii de numire a noilor ambasadori. Ați înțeles la ce mă refer eu. Evident că sunt necesari ambasadori și în Statele Unite. Oan și ceva ați spus. Sunt și alte ambasade unde sunt ambasadori neprofesioniști, ei trebuie să fie retrași. Reprezentanții statului trebuie să se ocupe cu interesele statului și trebuie să fie un profesionist. Dar nu ăștia care fac pe acolo declarații neclare și se duc doar pe la recepții. În ce ține de Putin și Lukashenko, eu consider că ambii au făcut foarte mult pentru statele lor. Uitați ce se întâmplă în Belorusia. Da, Belarusia este un model, dacă vorbim de dezvoltarea economiei, agriculturii, instituțiilor sociale. Ei în toate ratingurile internaționale, în doing business, sunt mai sus cu 10 poziții decât Moldova. În Moldova, unde ne considerăm că suntem pe cale europeană, Belarusia este cu mult mai sus plasată pentru facilitatea business-ului. În Rusia, nivelul de patriotism față de statul rus este la un nivel foarte înalt. Eu îmi doresc acest lucru în Republica Moldova. De aceea, da, pentru mine, ambii sunt, într-o anumită măsură, pe anumite elemente, sunt un exemplu.